În aula Academiei Române a început astăzi cea de-a 21-a ediție a seminarului academic internațional Pensel Europe, dedicat academicianului Eugen Simion. Anul acesta, participanții și-au propus să găsească răspunsuri la întrebarea până unde se poate extinde Uniunea Europeană fără a-și pierde identitatea și, prin urmare, unitatea. Personalități ale lumii academice, cercetători din sfera culturii umaniste, reprezentanței bisericii, precum și oameni de cultură din țară și din întreaga lume, s-au reunit astăzi în aula Academiei Române pentru a pune în discuție perspectivele, dar și riscurile extinderii orizontului comunitar european. Întâlnirea a fost dedicată academicianului Eugen Simion, fondatorul seriei de conferințe Pensel Europe. În cadrul dezbaterii, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a evidențiat aportul cultural și spiritual al României și Bulgariei la dezvoltarea Uniunii Europene. Globalizarea de astăzi nu ne convine foarte mult nouă ca români, pentru că am vrea să trăim într-o lume în care identitatea noastră și a tuturor celorlalți să se păstreze. De aceea, în cuvântarea mea, am subliniat rolul spiritualității și rolul ortodoxiei. Europa, chiar un papa a spus treaba asta, Ioan Paul al II-lea, are doi plămâni. Plămânul catolic și protestant în Occident și plămânul răsăritean, bizantin, ortodox, în răsărit. Sigur, lărgirea poate presupune riscuri din acest punct de vedere, fiindcă eu cred că încă țările foste comuniste și integrate în comunism fără voia lor și care au fost și ortodoxe, sunt privite în Occident cu anumită tentă de discriminare. Ea nu se vede așa, cu ochiul liber, dar există o discriminare care vine din evul mediu, schismaticii, cei care au fost la marginea Europei, popoare de periferie sau, unii spun chiar în țările germanice de azi, popoare fără istorie. Și atunci, din acest punct de vedere, noi avem de luptat pentru identitatea noastră păstrată în cadrul Uniunii. Vrem să continue Uniunea și din punct de vedere al elitei, dar și al poporului român. Am vrea ca vocea acestui seminar, club, forum de la București să se audă. E o voce umanistă, o voce înțelegătoare, o voce frumoasă, care poate să le dea politicienilor soluții pentru Europa viitorului. La seminarul academic a participat și părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal coordonator al publicațiilor Lumina, care a subliniat rolul bisericii în păstrarea identității naționale. Pentru noi, ca oameni ai bisericii, considerăm că important este atunci când suntem cetățeni ai patriei terestre și în același timp căutători ai patriei cerești, să căutăm cu ceilalți oameni dialogul și pacea, astfel încât să ne păstrăm identitatea noastră spirituală și, bineînțeles, națională și, în același timp, să putem cunoaște și pe ceilalți așa cum sunt ei, să-i respectăm și, în același timp, să construim împreună ceea ce putem face pentru viața noastră pământească, pentru binele nostru pământesc și pentru binele ceresc. Biserica Ortodoxă Română are o contribuție deosebită în ceea ce privește pastorația creștinilor în Europa de astăzi, atât în țară cât și în diaspora, și de aceea noi credem că viitorul va aduce pe temelile de acum noi posibilități, dar în același timp și noi încercări pentru oamenii care vor veni după noi, pentru generațiile care vin. Important este întotdeauna să nu pierdem verticala, să vedem întâi cele de sus și apoi planul acesta pământesc se pot așeza într-un fel sau altul pentru ca să avem întotdeauna ținta noastră spirituală pe Hristos Domnul în centrul preocupărilor noastre. Despre securitatea statelor membre ale Uniunii Europene, în contextul extinderii democrației, a vorbit președintele Institutului francez de relații internaționale. L'unité, l'identité conduit à la notion de sécurité. Păstrarea unității și a identității statelor membre conduce la securitatea acestora, întrucât atunci când vorbești de securitate, se înțelege indirect conservarea identității naționale. Ceea ce vreau să spun este că această problemă a democratizării va influența stabilitatea europeană, pentru că deschiderea prea mare la propunerile Uniunii Europene conduce la extinderea exagerată a democrației. Seminarul academic internațional Pensel Europe va continua și mâine la Academia Română.